Bună ziua și bun găsit, prieteni, vă spune Bogdan Tablan la o nouă ediție a emisiunii Ora de Sport. Suntem la jumătatea lunii mai, așa ușor, cu pași repezi, ne îndreptăm și către finalul anului școlar. Normal, cei mici așteaptă cât mai repede vacanța, pentru că a fost un an destul de greu, să zic așa, pentru fiecare elev. A fost și o iarnă destul de lungă și pentru că s-a încălzit, este frumos afară, fiecare dintre noi așteptăm să vină vacanța, pentru cei mai mari să vină concediile. Așa cum spuneam și în alte emisiuni, ne apropiem cu pași repezi și de finalul competițiilor unde sunt angrenate echipele. Foarte multe concursuri individuale vor avea loc sau au avut loc în această perioadă. Vorbim în cadrul emisiunii Ora de Sport de astăzi, prieteni, cu Adi Zaharia. Adi Zaharia, președintele Asociației Clubului Sportiv de Almaty din Piatra Neamț, pentru că domnia s-a reușit, să zic așa, în perioada 27 aprilie, un eveniment, spun eu, foarte important aici la Piatra Neamț. S-a organizat prima ediție a Cupei Iepurașului la not și mai mult decât atât, sau pe lângă prezența numeroasă a sportivilor, a copiilor care au participat la această competiție, ne-am bucurat de prezența în Piatra Neamț și a unor nume de legendă, a unor nume mari ai notului românesc, oameni care au scris istorie, să zic așa, în special în trecerile internaționale, și mă refer aici la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene sau alte concursuri de tradiție în notul mondial. Așadar, sportivi care au dus România pe cele mai înalte, să zic așa, standarde ale notului, sportivi precum Diana Mocanu, Camelia Potec, Beatrice Cășlaru, Simona Păduraru sau Răzvan Florea, poate spun eu, cea mai frumoasă generație a notului românesc. Vorbim așadar despre not, despre această competiție Cupa Iepurașul, pentru că este important să știm așa, și din perspectiva organizatorului, cum s-a descurcat și cum a ieșit această competiție. Unde noi am fost prezenți și am văzut că a fost, să zic așa, o prezență numeroasă, un aflux mare la complexul VIP sau în gym, acolo unde a avut loc competiția pe data de 27 aprilie. Adi, mulțumesc că ai acceptat invitația. Te-am văzut așa atunci în perioada competiției, pentru că a fost o zi, s-a disputat într-o zi de sâmbătă acest concurs, o zi plină, o zi în care a trebuit să le pui pe toate la punct. Până la urmă, a ieșit totul bine? Mulțumesc de invitație. A ieșit bine. Dacă s-a văzut și în presa scris atât de la Constanța, Bacău, Iași și de la noi din Piatra Neamț, deși declarațiile stelele natației din România, ale Diana Mocanu chiar, unde a și spus, a precizat și mulțumesc și eu că a fost cu toții că au fost alături de noi la acest eveniment, Diana Mocanu chiar a precizat că sunt singura persoană care i-am întregit pe toți. I-am adunat pe toți da. Până în prezent. Vom vedea în viitor. Da, e reușit pentru că alții n-am mai reușit. Păi chiar i-a spus în declarație, chiar și pe site-urile noastre, ambele, csdelmady.ro și bazinbaca.ro, să punem și pe partea asta vizuală, unde Unu TV-ul și alte posturi de televiziuni care au dat, unde a spus clar la microfon Diana Mocanu că mulțumește pentru că este alături și că ea de obicei se mai întâlnea cu Răzvan Florea. Da. La concursuri, competiții. Ea fiind de la Brăila, Răzvan Florea la Constanța ei încă antrenează, sunt și antrenori și se mai întâlneau, dar cu toții nu s-au mai întâlnit, am înțeles, nicăieri, deci... Da, și a fost frumos, nu numai pe partea, deci premierea, ca să o fac în primul rând pentru participanții care au fost la această competiție, pentru debutanți. Da. A fost un miracol și pentru copii, că mulți tremurau de emoții și de bucurie totodată, pentru că au oficializat cei mai mari campioni ai natației din România. Așa istoria este. Natației din România, unde au oficializat cu medalia, cu diploma pe acești micuți sportivi. Da. Până la urmă, Adi, câți sportivi ai reușit să introduci în concurs?
pentru că deci ei au venit, deci 8 cluburi din țară, din care 2 cluburi s-au retras de la București. Din motiv pentru că ținem cont că și bazinul nu este atât de mare, dacă să fie avut măcar o tribună. Exact. Noi exact. Trebuia să improvizăm, am adus bănci de la sala sporturilor, unde le mulțumim și lor pe această cale. Deci toți cei care au fost implicați le mulțumesc, să zic, dar până acolo, până la mulțumire, vreau să zic, să-ți răspund la întrebarea, deci 100 de participanți. 100 de participanți. Da, 100 câte categorii sau ai pus pe vârste sau cum e? Da, de la 4 anișori până la 14 ani. Aha. Am și aici cei mai buni sportivi pe categoria de vârstă și sex. Deci, cum am vorbit de la început exact. Și cum a fost și invitația, cum a fost peste tot anunțat, deci de la 2009, cum se spune, anul de naștere, deci 4 anișori, cei mai micuți, până la 14 ani, 1999. 99, 100 de participanți, da? Da, 100 de participanți pe partea de crawl, liber, și mai puțin 90 și ceva la spate. Că de obicei la spate cei mai micuți mai greu. E mai greu, da. Mai greu. Și de aia am și pus, pentru că dacă erau pe partea de, ne-am gândit noi, de debutanți amatori, două procede. Da. Nu puteai să le pui toate patru. Da, era destul de greu și plus că și ca timp. Și spatele este foarte greu pentru ei, cei micuți. Să pui brasul și fluturile. Da. Dar, de exemplu, să spun la categoria de 4 ani, cea mai mică, ai avut sau au fost mai multe ture sau câți copii ai avut la 4 ani, de exemplu? Pentru că, să zici, într-o probă, că 5 sau 6 au putut concura, nu? Sau 8? Sau... Nu, depinde. Au fost la unele serii de vârste, deci au fost mai puțin. Asta vreau la să... cele mai, cum să spunem, sunt mai multe serii. Pentru că dacă sunt 5 culoare, deci dacă erau mai multe culoare, puteau să intre mai mulți participanți, așa automat. Este. Dar s-au făcut mai multe serii, să zicem, undeva de la 2006 până pe la 2002-2001. Acolo au fost mai multe serii. Da, am înțeles. Chiar cei de la 2006, 2005, 2004, 2003, chiar foarte mulți acolo. Fost și la fete și la băieți. Deci seriile. Cei mai micuți mai puțin, cei mai mari la fel. Cei mai mari sunt mulți care pe partea de performanță și noi dacă ne-am axat doar pentru cei debutanți amatori, automat am zis că nu primim și performanță. Așa este. Și se adunau prea mulți în primul rând. Clar, cred că trebuiau două zile. Dacă... Cam așa ceva. Două zile. Da. Hai, spune-mi puțin, hai să vorbim și despre cei mai buni câștigători, dacă tot ai lista și... Păi, ca cei mai buni sportivi au fost băieții, de exemplu, Cășlarul Matei Eduard de la Aquamarin, Constanța. Este chiar băiatul lui Beatrice Cășlaru. Beatrice Cășlaru Coadă. Deci 4 anișori. Chiar s-a bucurat, a avut emoții. Na? Și Simona Păduraru chiar a avut fetița în, și alt competitor. Plus Răzvan Florea, băiatul, pentru prima dată, deci au participat la un concurs, la un organizat. Oficial, și oficial, zicem, da. Deci chiar au și precizat ei în ziare lucrul ăsta, pentru că este prima dată. Chiar și Răzvan Flori a zis, e prima dată și el de fapt a venit nu numai cu băiatul său, a mai venit și cu alți copilași care tot pentru prima dată au intrat într-o competiție. Cu mai mulți. Au venit corect. Mai mulți, au stat cazați la un hotel din Piatra Neamț, unde i-a băgat pentru prima dată în concurs. Și contează pentru ei. Și a avut emoții. Nu numai că au oficializat pe partea de premiere, dar a avut emoții pentru că a stat cu copilașii, nu numai cu părinții. Deci Cășlarul Matei Eduard la 4 anișori, 2009, cum se spune de vârstă, la 2008 băieți, Farina Alfonzetti Victor de la Atena Constanța lui Răzvan Florea și Zaharia Diana, o fetiță foarte drăguță și simpaticuță de la Delma de Piatra Neamț.
Iată, Diana Zaharia și Delia Zaharia, ce apropiere așa de nume. Da, deci da, să nu facem o confundie. Deci Delia este la 11 ani, da, da, la 2002. Păi tocmai asta Delia am specificat. Pe partea de performanță, dublă vicecampioană națională, n-avem... Vom vorbi în partea a doua emisiune. I-a ajutat pe partea de... a adus medalele, diplomele, cadourile... Da, 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 da. Celor stelele natației noastre care au oficializat premierele. La... fete 2007, de 6 anișori, Grosu Ana de la Atena Constanța, onișorul Darius Junior Suim Iași. Aha, da, da, da. Deci, și o să spunem și pe echipe exact, da, cine au fost, da, da, pe aia. La 2006, Tiliță Călina de la SCM Bacău, antrenoarea lui Delia, Delia, dacă le știi, mată la SCM automat. Chelciu David, Chelciu David de la Atena Constanța, iarăși. Atena, da, da. Grădinarul Ștefania la vârstă 2005, pe 8 ani. Grădinarul Ștefania, SCM Bacău. Misterianul Justin de la Junior Swim Iași. La 2004, 9 anișori. Sabo Sara de la Swim Top Perfection Cluj-Napoca. Aha, aha, da, da. Și Sotelecan George, băiatul, tot de la... Vreau să zic că e nume de ardelean, Sotelecan. Da, da. Sicoie Ana la 2003, la 10 anișori, la SCM Bacău. Și Mărginean Sasha de la Swim Top Perfection Cluj-Napoca. La 2002, aici unde de vârsta cu fiica mea la 11 ani, Butacu Federica, e o colegă de ei de la Bacău, venită, da, din Italia chiar. Da. SCM Bacău și Munteanu Cristian de la Swim Top Perfection Cluj-Napoca. 2001, Bălănescu Ilinca Junior Swim Iași. La 12 ani mă refer. Și Iacob Dragoș de la Delma de Piatra Neamț, de la noi, de la, da, club. Da. E un băiat cu real talent sau care, care își dorește, da, și dorește, chiar, da, și-a dorit. Datorită dânsului chiar am câștigat și ștafeta. Aha. Cea mai bună ștafetă, ștafeta la băieți. La 2001, ăsta 2013 ani, Șoten Tania de la Swim Top Perfection Cluj-Napoca și Stoica Andrei tot de acolo. Și la 1999, de 14 ani, băieții de la Vip San Gym, Piatra Neamț, Baciu Vlad. Baciu Vlad. Colaboratorul meu, Lucian Fărtăieș. Da, 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 da. Este al dânsului băiat. Clasamentul general pe echipe a fost de la Swimming Top Perfection Cluj-Napoca. Primul loc. Da, 53 de puncte în total. Da, da, da. Deci da, au Suciu Adrian este antrenorul. Prieten bun și mulțumesc pe această cale că a venit și tot cu dânsul vom pleca și într-un cantonament împreună și da, o să vorbim mai vorbim, încolo. Da, da, da. Locul 2, SCM Bacău, 48 de puncte, Ștefănescu Sanda, antrenoarea Deliei. Și locul 3, Junior Swimming Iași, 40 de puncte, Cosmin Ionescu. Da, da, da. Cu toate că se chinuie și ei, nu au bazine, dar încearcă. Încearcă. Iar noi suntem chiar următorii, locul cu 23 4. De puncte la locul 4. Și clubul 4. Răzvan Forea doar... După aia Vip San Gym, locul 5 cu 21 de puncte, locul 6 al lui Răzvan Florea, Atena Constanța 20, Aqua Marin Constanța, după aia locul 7 cu 6 puncte și de la Bacău al lui Simona Păduraru îi... au un club Aquatic Bacău. Aquatic Bacău, da. Da, 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 da. Au reușit un punct și, da, iată, da, frumos. Un punct mare. Un punct mare. Cu domnișoara Katinka. Katinka. Fetița lui Simona. Lui Simona, am înțeles. Da, a luat locul 3, a luat bronzul. Și a luat un punct. Și a luat un punct, pentru că se acumulează punctele, pe, deci 3 puncte la locul 1, 2 puncte locul 2 și 3, locul 3, un punct. Spuneai tu, Adi, ai organizat și un concurs de ștafete cu, pentru toate cluburile, da, sau cum? Deci la ștafetă, deci a fost pe fete, unde au câștigat cei de la Cluj și locul 2 Vip San Gym. Noi de la Delmadi nu am avut, n-ați avut ștafete, fetele pe, da, partea, da, da, de asta. Dar la băieți au fost foarte multe ștafete. Două de la Cluj. Oho. Da. De la Vip San Gym, Delmadi, Piatra Neamț. Care aș câștiga, spuneai tu, nu? Și locul tăi am câștigat, băieții, da, da, au fost Titus,
Dragoș, care spuneam mai adineori, Dragoș, da. Iacob și Iacob. Dragoș Albu, Frangulia Titus și Albu Laurenț. Într-o ștapetă sunt 3 sau 4? 4. 4. 2 într-o parte, 2 pe cealaltă parte a bazinului. Da, da, da. Numai că noi nu avem la bazin aici, la 25 de metri, să zicem, și pe partea aia bloc startul. Bloc startul, așa este. Ora de sport, prieten, cu Adi Zaharia, președintele Asociației Clubului Sportiv Delmadi, cel care a organizat prima ediție a Cupei Iepurașului la Not aici, la Piatra Neamț. Iată, îmi spunea invitatul meu, s-au vorbit doar despre câștigători, dar așa cum am promis și așa cum am văzut și noi fiind prezenți la această competiție, ai reușit, Adi, să-i premiezi totuși până la urmă pe toți cei 100 de participanți, nu? 100 de participanți au primit, inclusiv, cum am spus, cadouri, diploma, da, de participare. Diploma de participare, cei care nu au fost pe podium. Că cei care au fost pe podium deja nu au mai primit diploma de participare și nici... Au luat diploma, deci de loc 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3, plus medalele, cupe, plus cadouri. Cadouri, da. Și voucherele. Voucherele s-au mai răspândit și tot la copiii dintre cluburi, dar că au fost mai mulți pe podium. Am înțeles. Au fost alt plus că s-au bucurat de o recreere în aer liber. La câte competiții am fost, de exemplu, cu Delia sau cu alți copii, nu am primit, să spunem, am primit cadouri tot la fel, deci copiii, dar nu am primit o recreere în aer liber. Cum noi am dat cu telegondola, s-au dus deasupra orașului Piatra, municipiului Piatra Neamț și în ultimul rând în Parcul Zoo. Și toți care au fost pe Facebook, cât și pe alte site-uri de socializare, mă refer că s-au bucurat, au scris că s-au, da, că ce-au văzut, exact, le-a plăcut orașul. Eu, e posibil să mai vină. Da, mai ales în parcul chiar zoologic de la Coz, la de aici. La Coz, deci a fost pentru mulți. Și nu mai spunem de felicitările care le-am primit personal de așa partea este, normal, tuturor părinților, atât din țară cât și de la noi. De au aici venit și copii din țară cu părinții? Au venit foarte mulți. Foarte mulți. Mă gândeam că antrenorul într-un microbus cu doar copii și au venit la concurs. Nu, sunt care au venit și părinți, cu părinți, au mașini cu personale, părinți, nu? Da, foarte mult. Da. Și trebuie să specific lucru că chiar mi-a mulțumit pe un, la un comentariu a unui ziar, antrenorul de la Cluj, prietenul meu bun, Adrian Suciu, că m-am ocupat în mod special de toți invitații care au venit șederea lor la Piatra Neamț și la hotel. Așa adică este. M-am dus, de exemplu, cei de la Cluj, m-am dus în Precista, în partea aia, în Sărata, ca să fiu înaintea lor să-i conduc la hotel. Că nu știau unde. Și e normal. I-am dus acolo, s-au cazat totul în regulă. După aia, când au venit invitații noștri, emblemele natației din România, Beatrice Cășilaru Coadă, am luat-o de la galeria, pentru că nu reușea să... Avem și cu un oraș, cu GPS. Avem un oraș mare, te cam tăcești în el, nu? Da, da, uite că s-a rătășit și am zis, băi, vină, te rog frumos și mă ia, că... Da. Plus că și pe ceilalți, la fel. Deci, pe toți i-am primit așa cum trebuie. Și te-ai comportat la fel cum trebuie cu toți. Nu ai făcut discriminări că e de la Iași sau că e de la nu, Constanța? Nu, cu toți, sau că e de... inclusiv sau de la că... Constanța. Chiar Răzvan Florea m-a sunat și el și... cum să zic, trebuie, pentru că dacă erau, nu știu pe unde se duceau, nu știau unde bazinul. Așa este, așa este. Multe, nu era așa de greu de găsit bazinul acum, că e chiar lângă piața centrală, dar da, pentru cei care nu locuiesc aici sau care au venit pentru prima dată în orașul municipiului Piatra Neamț, automat. Da, am văzut la acest concurs, ai adus și o echipă de majorete de la școala cu dizabilități. Da, mulțumesc doamnei Irina Bălțătescu. Da. Doamna Irina Bălțătescu. Și doamna Georgeta Tănase, care doamna profesoară. Doamna profesoară. Doamna profesoară Georgeta Tănase și celorlalți colaboratori de la școala, inclusiv Alexandru Roșca, mai este de acolo, Magda. Și le mulțumesc pe această cale pentru că au fost alături de noi, unde au primit și acești copilași, deci premii, diplomele de participare, ca spectator acolo, cât și majoretele, plus că au și fost un act artistic în care s-au cântat. S-a cântat, da. A venit la Piatra Neamț, în melodia vestită, ca să spunem așa, și a fost foarte frumos.
mai ales că majoretele, 10 majorete pe care doamna Tănase nu s-au ocupat, să zic, adică a pregătit actul respectiv de nu știu când. Da, deci nu, în ultimele două zile, oricum, trei zile am muncit un pic, că e mai greu să muncești cu acești copii. Știți că a fost obositor pentru copii, ca să stai acolo atâtea ore și să și dansezi. Când trebuia, mai aveam noi pauzele tehnice, după aia pauzele de premiere. Așa este. Și după aia ele intrau de fiecare dată ca să fie frumos. Spuneai de oboseală, a fost obositor și pentru tine, că ai făcut-o și pe DJ-ul și pe organizatorul. Normal a fost că eu nu trebuia să fiu pe la... Îmi cer scuze, trebuie să luăm pauză? Da. Îmi cer scuze, Adi, trebuie să luăm un minut de publicitate și apoi revenim în platou cu dialogul. Vorbim despre Cupa Iepurașul la Not și despre alte, să zic, subiecte legate de Clubul Sportiv Delma. De acum pauza.